Vă salut! Data trecută am vorbit despre scăderea în greutate pentru persoanele supraponderale și obeze, iar astăzi, după cum am promis, vom vorbi despre cazul opus și anume despre persoanele subponderale, adică care au o greutate mai mică decât cea normală. Cum definim aceste persoane? Deci, în cazul lor, vom folosi același indice pe care l-am folosit și în prezentarea precedentă, și anume indicele de masă corporală, care este egal cu raportul dintre greutatea persoanei în kilograme și pătratul înălțimii în metri. Deci, valoarea normală este între 18,5 și 25 pentru o greutate normală, iar tot ce este sub 18,5 reprezintă subponderabilitate. Acest lucru se clasifică de asemenea în trei categorii. Poate fi subponderabilitate ușoară între 17 și 18,49, apoi subponderabilitate medie între 16 și 16,99 și subponderabilitate severă, tot ce este sub 16. Pe plan global există între 450 de milioane și 850 de milioane de persoane subponderale, funcție de autorii pe care îi găsim, care se exprimă în legătură cu aceste cifre. Cele mai multe persoane subponderale se găsesc în Asia și Africa, în mod special Africa de Est. De aceea, în zona noastră europeană, numărul persoanelor subponderale este mult mai mic decât pe plan global. Pe de altă parte, persoanele supraponderale și obeze sunt într-un număr mult mai mare. De exemplu, atât persoane supraponderale cât și obeze sunt în jur de 850 de milioane fiecare, deci totalizând 1 miliard și 700 de milioane. Vorbind procentual, persoanele subponderale se situează undeva între 5 și 10% din totalul populației pe plan global, iar persoanele supraponderale reprezintă 10% și obeze alte 10%, deci total 20% din totalul populației pe glob are o greutate mai mare decât cea normală. Dacă ne referim la zona noastră europeană, atunci putem vorbi de un procent mult mai mic decât 5%, să zicem, poate fi între 2 și 3% din totalul populației care suferă de subponderabilitate. Dar este totuși un subiect extrem de important, fiindcă mult mai ușor se poate scădea în greutate decât să luăm în greutate. Și în această ocazie vom discuta despre cauzele subponderabilității, apoi consecințele subponderabilității și modul cum putem să revenim la o greutate normală. Vom începe cu cauzele subponderabilității. Deci, o persoană poate fi subponderală, în primul rând, datorită moștenirii genetice, prin care metabolismul său este mult mai rapid și caloriile și alimentele ingerate sunt procesate rapid și nu se exprimă și nu se depun în greutate corporală. Un alt motiv este legat de anumite probleme de sănătate, printre care pot fi următoarele. Hipertiroidismul, boala Crohn, boala celiac, anumite intoleranțe alimentare la anumite alimente sau la compuși alimentari, cum ar fi lactoza, diabetul, cancerul și bolile respiratorii. Alte cauze ale subponderabilității sunt diareea, scaunele moi,
senzația de vomă și greață și voma propriu-zisă, maldigestia sau digestia deficitară și malabsorpția nutrienților, infecțiile microbiene, care pot fi bacteriene sau fungice, infecțiile cu paraziți intestinali. O altă cauză poate fi dată de efortul fizic excesiv în raport cu aportul de alimente sau de calorii și nutrienți. De asemenea, o cauză poate fi stresul în general sau stresul în familie, dat de violență, agresivitatea în familie. De asemenea, dependențele de alcool, de tutun sau de droguri pot duce la această problemă a subponderabilității. Anumite medicamente pot interacționa cu anumiți nutrienți sau pot induce o senzație de vomă, de greață sau pot reduce senzația de foame. De asemenea, pot contribui și tulburările alimentare, cum ar fi anorexia nervoasă și bulimia. Problemele de sănătate mentală, cum ar fi anxietatea, depresia și demența. De asemenea, o dietă săracă în nutrienți esențiali și în calorii. Cam acestea ar fi cauzele principale a subponderabilității. Să vedem mai departe care sunt consecințele negative ale subponderabilității. În primul rând, statisticile prezintă faptul că persoanele subponderale au o speranță de viață mai mică cu câțiva ani decât persoanele supraponderale, nemai vorbind de persoane cu greutate normală. Deci, riscul în ceea ce privește speranța de viață este mai mare atunci când suntem subponderali, chiar față de situațiile în care suntem supraponderali. O altă consecință este legată de sistemul imunitar, care este mai slăbit și predispune o persoană subponderală la infecții și boli. O persoană subponderală poate avea pielea uscată, poate avea părul subțire și fragil și să aibă probleme cu căderea de păr. Poate să aibă o dantură slabă, să aibă probleme cu dantura. De asemenea, o persoană subponderală are fața mai subțire, mai trasă, cu goluri în obraji care dau o aparență mai pronunțată de îmbătrânire. O altă consecință este hipotermia sau senzația de frig chiar și în spații călduroase, insomnii sau somn de proastă calitate, oboseală frecventă și senzație de epuizare, de secătuire, scăderea forței musculare, poate duce la malnutriție și deficiențe nutritive care pot cauza diverse probleme de sănătate, cum ar fi anemia, osteoporoza, infertilitatea, menstruația neregulată sau chiar oprirea prematură a ciclurilor menstruale. O probabilitate mai mare de travaliu prematur sau chiar pierderi de sarcină, restricția de creștere intrauterină a fătului, risc crescut de morbiditate și mortalitate perinatală, risc crescut de mortalitate maternă, lactație insuficientă sau hipogalactie, risc crescut de a da naștere unui copil subponderal, dificultățile mamei subponderale de a îngriji de copilul nou născut și de restul familiei. Printre riscurile unui copil subponderal sunt subdezvoltarea fizică și intelectuală și sistemul imunitar scăzut care predispune la infecții și boli, hipoglicemie, risc crescut de probleme cardiovasculare, risc crescut de fracturi, în special la persoanele în vârstă, poate afecta de asemenea sănătatea mentală, predispunând la anxietate, depresie și stimă scăzută de sine. Acum să trecem la ultima parte a prezentării noastre și anume cum putem să creștem în greutate într-un mod sănătos și natural. Primul punct este să încercăm să creștem numărul de calorii pe zi, fără însă să depășim cantitatea
admisă normală la o masă, asta însemnând în jur de 450-550 de grame de mâncare la o masă, în cazul unei mâncări preponderent solide, și 550-650 de grame pentru o masă preponderent lichidă, cum ar fi supele sau smoothie-urile sau alte alimente preponderent lichide. Se vor consuma 2 mese pe zi, regulate la ore fixe. Se vor găti preparate alimentare sănătoase, gustoase și se vor prezenta într-un mod apetisant și atractiv. Un punct foarte important este mestecarea minuțioasă a mâncării, deoarece odată cu mărunțirea acesteia creștem procentul de nutrienți care se vor absorbi din alimentele noastre. Se vor consuma cel puțin 2 litri de lichide pe zi, asta însemnând apă, ceaiuri, sucuri naturale. Se vor efectua cure periodice de ceaiuri amare de 3 săptămâni pentru fiecare cură, după care se va face o pauză de aproximativ o lună, o lună și jumătate, și apoi se revine cu o altă cură de ceaiuri amare, acestea având rolul antiinfecțios, în mod special pentru paraziți intestinali, dar și pentru anumite bacterii și fungi mai puțin sănătoase pentru tractul nostru digestiv. Se va exclude complet consumul de alcool, tutun, droguri, cafea, ceai verde și ceai negru. Se vor evita alimentele prea sărate, prea dulci, alimentele extrem de rafinate, prăjite și orice alimente de origine animală. Se consumă cât mai multe salate proaspete de legume și verdețuri, de asemenea cereale integrale, leguminoase, iar la mese separate se vor consuma fructele cu cereale sau alimente bogate în carbohidrați. Vom adăuga în dieta noastră alimente bogate în calorii, cum ar fi smoothie-uri nutritive, fructe uscate, nuci, semințe, supe cremă de legume. Se va crește aportul de proteine din dietă, deoarece acestea ajută la formarea masei musculare. Alimentele bogate în proteine sunt leguminoasele, nucele, semințele. Vom include de asemenea alimente bogate în grăsimi vegetale sănătoase, cum ar fi măslinele, nucele, semințele, și putem folosi câte puțin ulei de măsline, de cocos, alune. Se vor consuma cât mai multe alimente funcționale sau superalimente, bogate în nutrienți esențiali, cum sunt vitamine și săruri minerale. Printre acestea se pot număra sucurile de fructe, sucurile de legume, cereale germinate sau semințe germinate, de asemenea lăstari proaspeți din diverse tipuri de semințe. Și am ajuns la un punct extrem de important, și anume exercițiile fizice. Deci nu vom avea niciun rezultat în ceea ce privește creșterea în greutate dacă vom sări peste acest punct. Mușchii se adaptează la efortul la care sunt supuși. Dacă nu vom avea un set de exerciții regulate prin care vom crește efortul adus mușchilor, nu avem cum să creștem masa musculară. Deci vom avea nevoie de exerciții de forță, nu de exerciții tip cardio, fiindcă exercițiile de forță cresc masa musculară. Antrenamentul zilnic va fi compus din aproximativ 40-50 de minute pe zi, se poate și mai mult, dar vom face câte 3 repetări pentru fiecare exercițiu de forță, cu pauze de aproximativ 3, 4, poate chiar și 5 minute între fiecare exercițiu. Pentru fiecare exercițiu în parte se vor face 10, 15, maxim 20 de repetări, astfel încât să fie o solicitare maximă pentru mușchii noștri să fie cam la limita la cât putem efectua acel exercițiu. La pauzele între exerciții vom verifica pulsul,
ca să scadă sub 100 de bătăi pe minut pentru a nu supra-solicita inima. Acest antrenament îl vom face de cel puțin 3 ori pe săptămână până la 5, chiar și 6 ori pe săptămână pentru a avea un rezultat în ceea ce privește creșterea masei musculare. Dificultatea exercițiilor se va crește treptat odată cu adaptarea noastră la acele exerciții, fiindcă într-un astfel de mod vom putea să creștem masa musculară în timp. Vom face exercițiile pe diferite tipuri de mușchi pentru a ne concentra atât pe partea de brațe, abdomen, spate și picioare, să nu lăsăm un grup de mușchi nefolosiți. Poate să ne fie de folos și utilizarea anumitor suplimente alimentare, în mod special vitamine din grupul B, vitamina C, vitamina D3, săruri minerale cum ar fi calciu, magneziu, fier, zinc și potasiu. Iarăși ajungem la un punct extrem de important și anume detoxifieri periodice prin postul cu apă. Și aici poate vă întrebați cum e posibil să ții post dacă ești deja o persoană subponderală. Deci postul în acest caz se va ține pe perioade scurte și va fi intercalat cu perioade mai lungi în care consumăm alimente nutritive bogate în compuși alimentari și în calorii. Asta însemnând putem începe cu o zi, 2 zile, apoi 3 zile, 4 zile, 5 zile, iar între aceste perioade de post vom avea o perioadă normală de consum normal de alimente, care să fie de 7 ori mai mare decât perioada noastră de post. Asta însemnând dacă am ținut o zi de post, vom avea 7 zile în care consumăm în mod normal alimentele zi de zi, apoi iarăși putem ține, să zicem, o zi jumătate de post, înmulțim cu 7, avem 10 zile și jumătate în care avem o alimentație normală, apoi să zicem, ținem 2 zile de post, care vor fi urmate de 2 săptămâni de alimentație normală. În această perioadă de post se realizează o detoxifiere a organismului și o creștere a gradului de asimilare al nutrienților în perioada în care consumăm alimente. Deci avantajul per ansamblu este foarte mare în ceea ce privește aceste posturi și detoxifieri pe care le realizăm. Un alt punct important este să ne expunem la lumina soarelui pentru formarea vitaminei D și pentru asimilarea altor nutrienți. Aceasta se poate face prin băi zilnice de soare, chiar și în condiții de casă. De asemenea, vom avea grijă să aerisim foarte bine spațiul în care locuim. Un punct important este să avem un somn regulat de cel puțin 8 ore pe zi, care să includă 2-3 ore până la miezul nopții. Dacă avem un copil subponderal care nu consumă suficientă mâncare sau nu are poftă de mâncare, vom avea grijă să scoatem din dieta acelui copil alimentele prea dulci și sucurile din comerț și să îl implicăm pe întregul proces de pregătire a mâncării. Și anume, îl luăm cu noi la cumpărături, la bucătărie, îl luăm și îi cerem ajutorul și participarea în prepararea rețetelor. Iar atunci când se ia masa, se va lua masa împreună cu toată familia pentru a crea un cadru potrivit și plăcut în a lua masa împreună cu toții. Și un ultim punct pe care vrem să-l amintim este că trebuie să verificăm periodic greutatea corporală pentru a vedea rezultatele obținute în urma măsurilor pe care le-am luat, până ajungem la o greutate normală, adică la un indice de masă corporală cuprins între 18,5 și 24,99. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!